În epoca noastră, existența fără mașină este foarte dificil de imaginat. Dacă acum o jumătate de secol o mașină personală a fost aproape considerată un element de lux, acum unele familii au două sau trei mașini. Fără ajutorul automobilului, societatea nu ar fi ajuns la nivelul de dezvoltare pe care îl are astăzi, iar încă de la inventare, acesta a fost îmbunătățit constant. Complexitatea tehnică a componentelor, designul, dar și viteza pe care o mașină o poate atinge au stârnit o pasiune cu precădere în rândul bărbaților, drept urmare și cărțile care includ prezentări ale diferitelor automobile de lux sunt la mare căutare. Dar haideți să vedem de unde începe istoria acestor vehicule fără de care nu mai putem trăi în zilele noastre. Istoria automobilului începe din anul 1769, odată cu crearea automobilului cu motor cu aburi și care putea transporta persoane la bord. În 1806 apar vehiculele dotate cu motoare cu ardere internă care funcționau cu combustibil lichid. În jurul anului 1900 apar și vehiculele cu motor electric. Automobilul se impune cu rapiditate în țările dezvoltate ca principal mijloc de transport. Industria constructoare de automobile ia un avânt puternic, mai ales după cel de-al doilea război mondial. Dacă la începutul secolului al XX-lea existau câteva sute de mii, la începutul perioadei postbelice existau pe plan mondial peste 500 de mii de automobile, ca în 2007 producția mondială anuală să depășească 70 de milioane de unități. Inginerul german Carl Benz poate fi numit inventatorul automobilului în accepție modernă, obținând un patent în 1886. Un patent similar obține și americanul George Saldan în 1879 și încă unul în 1895 pentru diverse îmbunătățiri aduse automobilului său. De profesie inginer, Benz a construit primul său automobil în 1885, căruia i-a dat denumirea de Benz Patent Motorwagen, fiind alimentat de un motor cu ardere internă. În anul 1888, soția sa, Berta, a făcut prima călătorie pe distanță lungă din istorie. Până în 1900, compania lui Carl Benz a devenit cel mai mare producător de automobile din lume, acesta fiind și primul care a integrat un motor cu ardere internă cu un șasiu. Germanul Nikolaus Otto realizează motorul cu combustie internă în patru timpi în 1876, iar după ce și-a finalizat motorul, l-a încorporat într-o motocicletă. Nikolaus Otto și-a adus cea mai mare contribuție în ceea ce privește inovația motoarelor ce funcționau cu combustibil lichid. Otto, de altfel, a și intrat în istorie cu invenția sa, iar motorul pe care l-a inventat a fost utilizat ulterior pentru toate automobilele ce funcționau pe baza combustibilului lichid, iar cel similar cu motorină este creația lui Rudolf Diesel. Împreună cu partenerul său, Wilhelm Maybach, Daimler a construit în 1885 un motor ce folosea un carburator injectat pe benzină și care avea un cilindru vertical care îl făcea să fie mic și rapid, astfel că acesta a permis o revoluționare în construcția automobilelor. De asemenea, cei doi au realizat și primul automobil cu patru roți, folosindu-se de o diligență, iar în 1889 aceștia au construit primul automobil de la bază, neadaptând niciun alt mijloc de transport de la vremea aceea. Automobilul avea un motor în doi cilindri, înclinat în V, cu supape în formă de ciupercă și a stat la baza tuturor motoarelor ce s-au construit în viitor. În 1908, Henry Ford a construit automobilul Model T, care s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. Acest lucru a fost posibil deoarece Ford a inventat și folosit o linie de asamblare, ceea ce i-a permis să poată realiza mai multe autoturisme, astfel că a devenit cel mai mare producător de mașini din lume. Faimosul său model de automobil a fost asamblat în 93 de minute pe linia inventată de Henry Ford, ceea ce a reprezentat un record pentru vremea aceea. Tot el a făcut posibilă deschiderea pieței de construire a mașinilor ieftine prin desființarea unui brevet ce aparținea inventatorului Saldan. Un alt german, Christian Friedrich Schönbein, creează în 1838 motorul care funcționează cu pila de combustie cu hidrogen. Automobilul electric își datorează apariția maghiarului Anioș Jedlik, unul din inventatorii motorului electric, și francezului Gaston Plante, care a inventat bateria cu acid și cu plumb. Primul vehicul acționat de abur poate fi considerat cel realizat în jurul anului 1672 de către călugărul iezuit Ferdinand Verbist. Acesta era un fel de jucărie pentru împăratul Chinei, deci incapabilă să transporte pasageri. Adevăratele vehicule cu acționare prin forța aburului au apărut în Europa din perioada Revoluției Industriale, când mașinile încep să joace un rol tot mai important. Francezul Nicolas Joseph Coniu realizează în 1770 și 1771, după unele surse, în 1769, un fel de cărucior propulsat prin forța aburului și destinat să transporte greutăți, invenție care totuși s-a dovedit ineficientă. Ulterior, acest dispozitiv a fost preluat și dezvoltat de forțele armate pentru deplasarea tunurilor. Nici aici nu a avut prea mare succes, pentru că avea o viteză prea mică, și anume maxim 4 km
km pe oră și nu avea prea mare autonomie de deplasare, aproximativ 15 minute. În 1784, englezul William Murdoch realizează un vehicul bazat pe același principiu. Americanul Oliver Evans expune în 1797 realizarea unui proiect similar. În 1801, Richard Trevithick realizează un fel de locomotivă, numită The Puffing Devil, și care putea circula pe drumuri rutiere, dar problemele ridicate de direcție, suspensie și starea drumurilor au făcut ca acest proiect să fie redirijat către domeniul feroviar. În penultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, Ivan Kulibin din Rusia realizează un vehicul similar, dar prevăzut și cu îmbunătățiri precum volant, frână, cutie de viteze. Din nefericire, interesele guvernului țarist nu au stimulat dezvoltarea acestui vehicul. Primul patent american în domeniul autovehiculelor a fost acordat lui Oliver Evans în 1789, dar era vorba despre un fel de vehicul amfibie care putea să se deplaseze și pe apă grație unei roți cu palete cu care era înzestrat. Primul autovehicul propriu-zis care a fost patentat în Statele Unite ale Americii a fost vehiculul propulsat prin forța aburilor și realizat de John Wesley Carhart în 1871. În perioada ce a urmat, printre alte realizări similare, putem menționa vehiculele construite de cehul Joseph Bożek, cel realizat de englezul Walter Hancock și cel realizat de francezul Amédée Bollée. Acesta din urmă realizează în 1873 primul automobil cu 12 locuri și care putea atinge 40 de km pe oră. De asemenea, sunt aduse o serie de îmbunătățiri și inovații, cum ar fi sistemul de frânare, de ghidarea direcției sau reglarea vitezei. În România, Dumitru Văsescu a construit în 1880 un automobil cu motor cu aburi, care i-a purtat numele. În 1828, maghiarul Anioș Jedlik realizează un model primitiv de motor electric și odată cu acesta și un vehicul propulsat electric. În 1834, fierarul american Thomas Davenport, inventatorul motorului de curent continuu, realizează un vehicul propulsat de acest motor care se deplasa pe un ghidaj circular înzestrat cu conductori electrici de alimentare. În 1835, olandezii Sybrandus Stretting și Christopher Becker realizează un automobil electric în miniatură, acționat de baterii nereîncărcabile. În 1838, scoțianul Robert Davidson construiește o locomotivă electrică ce atingea 6 km la oră. Între anii 1832 și 1839, compatriotul său, Robert Anderson, realizează un vehicul electric acționat de baterii nereîncărcabile. În 1899, belgianul Camille Genetesi depășește 100 de km la oră cu un vehicul electric denumit Jamais Content, de formă aerodinamică asemănătoare unui obuz. Primele încercări de construire a motoarelor cu ardere internă au fost sortite eșecului, deoarece combustibilii fluizi necesar arderii încă nu apăruseră. Un exemplu ar fi dispozitivul cu cilindru și piston realizat de Christian Huygens și asistentul său Denis Pepin, care poate fi considerat o primă formă a motorului cu ardere internă. În 1807, elvețianul François-Isaac Derivaz realizează un motor cu ardere internă care utiliza un amestec de hidrogen și oxigen și aprinderea se efectua prin scânteie electrică. Iar în 1826, englezul Samuel Brown realizează un vehicul similar pe care îl testează pe un deal de lângă Londra. Belgianul Etienne Lenoir testează în 1860 automobilul său, ce consuma hidrogen, deplasându-se cu acesta de la Paris la Joinville-le-Pont, parcurgând 9 km în aproape 3 ore. Ulterior, acesta aduce și unele inovații, cum ar fi carburatorul modificat, care permitea și utilizarea petrolului lampant drept combustibil. Americanul George Brayton îmbunătățește acest carburator în 1872 și astfel realizează prima mașină care funcționează cu petrol lampant. În 1862, Alphonse Beaudérochat introduce ciclul în patru timpi, mărind raportul de compresie și implicit randamentul acestui motor. Din nefericire, din motive financiare, acest proiect nu este transpus în practică. În 1872, Nicolaus Otto aplică inovația lui Rochat și astfel obține ceea ce ulterior va fi denumit motorul Otto. Patru ani mai târziu, Gottlieb Daimler pune la punct acest nou tip de motor, pe care în 1889 René Panard și Émile Levasseur îl fixează pe o caroserie și astfel obțin un vehicul de călători cu patru locuri. În 1877, inventatorul german Siegfried Marcus realizează un vehicul dotat cu un motor în patru timpi, invenție trecută neobservată la acea epocă. Édouard Delamare de Buteville, împreună cu asistentul său, realizează un vehicul care avea să îi poarte numele și care a fost patentat și probat în 1884. Acesta utiliza drept combustibil benzină, motiv pentru care carburatorului i s-au adus anumite modificări. În jurul anului 1870, inventatorul austriac Siegfried Marcus realizează primul vehicul propulsat cu benzină. În 1883, acesta
patentează un sistem de aprindere cu magnetou. O altă inovație a acestuia o constituie carburatorul cu perii rotative, însă primele motoare moderne cu benzină cu adevărat eficace au fost realizate de Carl Benz, invenție patentată în 29 ianuarie 1886, pe care a utilizat-o la o mașină cu trei roți. În 1885, Gottlieb Daimler realizează un motor cu ardere internă, care utiliza drept combustibil benzina și în anul următor, împreună cu Wilhelm Maybach, proiectează un automobil care să nu mai semene cu un vehicul tras de cai și prevăzut cu un astfel de motor. În 1891, prin Paris, încep să circule automobilele fabricate de Panhard și Levasseur, echipate cu un motor de tip Benz. În 1880, Fernand Forest realizează primul magnetou de joasă tensiune, iar 5 ani mai târziu, carburatorul cu flotor și nivel constant. În 1891, Wilhelm Maybach perfecționează carburatorul cu flotor, introducând și o duză cu ac. Unul dintre primele automobile pe patru roți care să funcționeze cu benzină a fost realizat de englezul Frederick William Lanchester în 1895, care a introdus ca inovație frâna cu disc. Norvegianul John Tokheim inventează pompa de benzină, invenție brevetată în 1901, prin intermediul căreia debitul de carburant se menține constant și astfel crește randamentul motorului. Frații Edward și André Michelin inventează anvelopa pneumatică, iar în 1895 construiesc primul autovehicul dotat cu pneuri la roți. Încă din 1845, scoțianul Robert William Thomson introduce bandajul din cauciuc, a cărui vulcanizare o brevetase Charles Goodyear în 1839. În 1887, John Boyd Dunlop înlocuiește acel bandaj cu o cameră pneumatică, iar efectul a constat în mărirea confortului la viteze mari, reducerea zgomotului, dar și creșterea aderenței roților. Prima producție în serie de automobile a fost inițiată de Carl Benz în 1888 în Germania, al cărui licență a fost preluată și în Franța de către Emile Roget. În jurul lui 1900 este introdusă și în Franța și Statele Unite ale Americii producția în serie de automobile. Prima companie care se va ocupa în exclusivitate de acest domeniu este Panhard et Levasseur, fondată în 1889 și care are ca realizare notabilă introducerea motorului în patru timpi pe un vehicul care putea transporta patru persoane. În 1898, lui Renault produce primele sale automobile. La începutul secolului al XX-lea, industria automobilului ia amploare în Europa Occidentală. Astfel, în Franța, în 1903, sunt realizate peste 30.000 de automobile, reprezentând astfel aproximativ 48% din producția mondială a acelui an. La începutul secolului al XX-lea, asistăm la o dezvoltare fără precedent a industriei automobilului, mai ales în țările dezvoltate. Standardizarea, utilizarea judicioasă a forței de muncă și concentrarea micilor producători în mari corporații devin factori ai prosperității americane. Astfel, în 1901 este lansat primul automobil în serie american, Oldsmobile Curved Dash. În cadrul primului război mondial, automobilul servește atât la deplasarea trupelor, cât și a munițiilor și logisticii. Pentru a ilustra rolul jucat de tehnica auto, este suficient să menționăm răsturnarea de situație în timpul primei bătălii de pe Marna, când guvernul francez reachiziționează 600 de taxiuri pariziene pentru a transporta mai rapid divizia a 7-a infanterie, rezultatul fiind victoria trupelor anglo-franceze. În această perioadă devin predominante mașinile cu motorul în față. Începe epoca acelor automobile numite astăzi mașini retro, perioadă ce durează până la declanșarea crizei din 1929. Diverse îmbunătățiri și inovații marchează o evoluție continuă a automobilului. În 1919, Malcolm Lockheed inventează sistemul hidraulic de frânare. În perioada 1920-1930 apar noi firme constructoare de autovehicule. În 1922 apare primul automobil cu caroserie unitară. Acesta avea motor cu 4 cilindri, suspensie și frâne independente. În același an, pe piața britanică apare și Austin 7. În 1929 se construiește prima mașină de curse și anume Maserati Tipo 26. Sunt introduse inovații și îmbunătățiri în construcția de mașini. Hermann Risseler creează prima transmitere automată a puterii alcătuită din cutia de viteze cu angrenaj planetar, convertor de cuplu și ambreiaj. Perioada interbelică este umbrită de marele crah financiar din 1929, când are loc o cădere liberă a producției și vânzărilor de automobile. În 1934 este creat primul automobil în serie cu design aerodinamic. Perioada celui de-al doilea război mondial reprezintă un moment de stagnare pentru producția de automobile, mai ales în Europa, ale cărei eforturi sunt concentrate pe scena marii conflagrații mondiale. Apar așa numitele motoare gazogene, care le înlocuiesc pentru o perioadă pe cele cu benzină. Acestea se bazează pe explozia monoxidului de carbon în prezența oxigenului. Convinși de necesitatea intrării în război, americanii proiectează un vehicul
vehicul, capabil să se deplaseze pe orice teren și astfel ia naștere categoria vehiculelor off-road. În 1949, în SUA, se introduc motoarele cu 8 cilindri în V cu raport de compresie mare. În perioada anilor 50, viteza și puterea motoarelor cresc tot mai mult, designul caroseriilor devine tot mai armonios și are loc răspândirea fără precedent automobilului în întreaga lume. Mașini de dimensiuni mici se răspândesc în întreaga Europa. O altă realizare notabilă o constituie primul automobil cu motor cu benzină cu injecție mecanică. Dacă vrem să înțelegem impactul pe care îl vor avea transformările tehnologice asupra industriei auto într-o țară periferică, cum este România, caracterul abstract al diverselor scenarii futuriste despre industria globală reprezintă mai degrabă un obstacol. O analiză a situației actuale arată că cel mai probabil tranziția tehnologică va fi decalată în România, cu impact potențial pozitiv asupra activității economice și asupra ocupării, cel puțin pe termen scurt și mediu. Tocmai poziția periferică a industriei auto din România în lanțurile de producție europene o vor proteja temporar de aceste transformări, care vor lovi în primul rând producția de motoare și cutii de viteze, operațiuni complexe din punct de vedere tehnologic, care au o amprentă relativ redusă în România. Nici digitalizarea lanțului de producție nu va avea loc în ritmul descris de scenariile privitoare la uzinele viitorului, din moment ce scăderea conținutului de muncă manuală în procesele de producție nu are de ce să fie o prioritate într-o țară cu costuri salariale foarte reduse. Mult mai importantă pare tendința ca România să devină o locație în care se dezvoltă aceste noi tehnologii, efervescența activității de cercetare-dezvoltare din industria auto-europeană fiind vizibilă și în țara noastră, inclusiv în creșterea sectorului IT. Această evoluție nu marchează însă depășirea paradigmei asamblării cu costuri salariale reduse, ci dimpotrivă doar consolidează statutul de dependență al industriei auto din România. Creșterile salariale din ultima perioadă nu au adus decât o reducere minoră a decalajelor salariale în continuare imense între România și țările occidentale. Sustenabilitatea șubredă a modului în care s-a dezvoltat industria auto din țara noastră este deja vizibilă, cel mai clar simptom fiind deficitul de forță de muncă ieftină. În lipsa unei crize economice majore, această problemă va continua să se acutizeze, mai ales dacă ținem cont că nici companiile, nici guvernanții nu par să își dorească o abordare directă a cauzelor reale. Pe de altă parte, costurile reduse cu forța de muncă reprezintă un obstacol semnificativ și cu implicații imediate pentru dezvoltarea unei piețe pentru mașinile electrice sau pentru cele conectate și autonome, precum și pentru avansul tehnologic al producției de automobile și componente din România. Din perspectiva oportunităților puse astăzi pe masă de evoluțiile tehnologice din industria auto, România nu poate beneficia prea mult și într-un mod sustenabil decât prin depășirea paradigmei low cost. Încă de la primele schițe și invenții, automobilul a avut o evoluție uimitoare. Astăzi reprezintă cea mai dezvoltată industrie.